Renato Osatăi merge în alegeri cu Partidul Patria, formațiunea care a fost înregistrată la Ministerul Justiției pe 12 septembrie 2014. Președintele Partidului Patria este fostul ambasador al Moldovei în România și fost șef al aparatului prezidențial în perioada lui Petru Lucinschi, Emilian Ciobu. Chiar și așa, primul pe lista electorală va fi Renato Osatăi. Potrivit lui Osatăi, în Parlament, echipa sa va avea cel puțin 15 deputați.